Vom continua părtășia noastră cu lecția rugați-vă unii pentru alții. Așa cum am reamintit poate la fiecare dintre lecțiile trecute, noi suntem rânduiți de Dumnezeu să funcționăm împreună. Altfel, nu doar că ne-am dezintegra, dar ne-am pierde nu doar statutul, ci chiar viața. Noi suntem legați unii de alții și să nu uităm, suntem și trebuie să fim legați de Dumnezeu. O rugăciune este una dintre căile prin care ținem legătura cu Dumnezeu și prin care facem față situațiilor din lumea sau din universul acesta. Rugăciunea de mijlocire este o calificare a omului neprihănit. Este o datorie frățească. Spuneam omului neprihănit pentru că, deși trebuie să se roage toți, rugăciunile lor sunt prioritare, au valoare, au greutate. Așa cum este scris în Iacov, capitolul 5, versetul 16, partea a doua, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit în contextul lecției noastre, a cărei titlu se găsește chiar în acest verset. Rugați-vă unii pentru alții. Aici este prezentat un scop, vindecare. Dar rugăciunea reciprocă are și alte scopuri. Dacă este o datorie pentru noi să ne rugăm, înseamnă că ceilalți simt nevoia ca să ne rugăm pentru ei și noi la rândul nostru. Avem cereri întemeiate ca să beneficiem de ajutorul fraților, al surorilor, să intervină înaintea lui Dumnezeu. Iată cum scrie Pavel în Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 25, adresându-se celor din biserica pe unde misionase, pe care o înființase prin harul Domnului. Fraților, rugați-vă pentru noi. Și în epistolele sale enumeră mai multe motive de rugăciune. Haideți să încercăm în această seară să răspundem la două întrebări, folosind în mod special texte din Noul Testament. De ce trebuie să ne rugăm unii pentru alții? Și o doua întrebare, cum trebuie să ne rugăm unii pentru alții? I-am spus în introducere că trebuie să ne ajutăm frații în forma aceasta, dar de ce trebuie? Care este imperativul acestei lucrări? Trebuie să ne rugăm unii pentru alții, în primul rând, pentru că așa putem obține ceva legal, autorizat din partea lui Dumnezeu. Harurile Lui se pogoară pe pământ, parvin oamenilor ca urmare a rugăciunii. Așa este normal, este logic. Noi să cerem și Dumnezeu să ne ofere. Haideți să citim câteva versete care arată această procedură general valabilă. Iată ce este scris în Efeseni, capitolul 1, de la versetul 15. De aceea și eu, zicea Pavel, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavii, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginită mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. Deci, Pavel, ca unul care cunoștea pe Domnul, știa că toate nevoile credincioșilor trebuiesc aduse înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Și astfel, ei le obțin potrivit cu timpul rânduit de Dumnezeu. Iată ce scrie și în capitolul 3,
de la versetul 16. Și îl rog pe Dumnezeu, evident, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dar acestea nu se realizează doar predicând, doar cerându-le oamenilor, ci cerându-i lui Dumnezeu să le ofere oamenilor. Adaug cele scrise în Evrei, capitolul 4, unde fiul acesta de legătură cu cerul este prezentat în punctul cel mai binecuvântat. Capitolul 4, versetul 15. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplin încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci nu suntem ajutați, aș spune, din oficiu. Sau chiar dacă am fi, nu-i normal, nu-i corect. Corect este să cerem Tatălui, numele Domnului Iisus, să ne trimită ajutor și să împlinească toate nevoile. El are slujba aceasta. Așa cum scrie tot aici în Evrei, în 7:25, dar rugăciunea noastră trebuie asociată mijlocirii lui. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Și asta se face prin rugăciune. În contextul lecției noastre. Este și apropierea prin credință, odată cu procesul mântuirii. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Deci Dumnezeu Tatăl așteaptă în cer ca oamenii să meargă cu cereri înaintea Lui, care trec pe la Domnul Iisus, pe la scaunul îndurării și se asociază cu mijlocirea Lui, iar îngerii fac serviciul de mesageri, ducând rugăciunile și aducând răspunsul. În această filieră a rugăciunii, trebuie să introducem dorințele, cererile noastre pentru ceea ce cunoaștem în dreptul fraților de aproape, în prim plan pentru cei din familie și apoi pentru cei din biserica locală sau și în altă parte, dar mai întâi pentru ceea ce cunoaștem. Aceasta este nevoia cea din tâi. Iată cum se ruga Domnul Iisus în rugăciunea sa din Ioan, capitolul 17. Și studiind lecția aceasta, vreau să vă amintesc că uneori nu știm cum să ne rugăm. Aceasta e scris, nu afim doar eu. De aceea e foarte important să știm cum să ne rugăm. 17:9. Domnul spunea, pentru ei mă rog, pentru aceștia care sunt lângă mine și de care m-am ocupat anii aceștia. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. A fost datoria Domnului Iisus să se roage mai întâi pentru apostoli și datoria noastră să ne rugăm mai întâi, repet, pentru cei de lângă noi, din biserica noastră. Așa avem un caz în Faptele Apostolilor, capitolul 12, când Petru era arestat și urma să fie condamnat. Este scris aici în versetul 5. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și, după cum știți, minunea s-a produs, am putea spune, rugăciunea bisericii a fost ascultată. În aceeași idee, scria și Pavel Romanilor în capitolul 15, versetul 30. Deci să ne rugăm pentru ceea ce cunoaștem, pentru ceea ce știm că este necesar.
Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcuresc puțin în mijlocul vostru. Deci Pavel urma să se deplaseze la Ierusalim și de acolo să meargă la Roma. Era o călătorie în viitorul apropiat și a cerut să fie sprijinit pentru lucrarea aceasta, să se ceară înaintea Domnului să aibă parte de ajutor. De asemenea, putem să ne rugăm și pentru ceea ce cunoaștem prin Duhul, pentru ceea ce Dumnezeu ne descoperă despre lucruri care noi nu le știm pe cale naturală, nu avem cunoștință despre ele. Astfel ne rugăm tot pentru lucrări bune, care sunt conforme cu voia lui Dumnezeu. Am citat adineaori din Ioan 17, unde Domnul se ruga pentru ucenici, dar câteva versete mai departe este scris că el zicea în cuvintele sale înaintea lui Dumnezeu, citesc de la versetul 20, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru aceia care vor crede în mine prin cuvântul lor. De exemplu, ne rugăm, Doamne, binecuvintează grupul de frați care a plecat în localitatea Cutare. Dar, Doamne, ne rugăm numai pentru frații aceștia plecați de la noi, pe care îi cunoaștem și știu că a plecat într-o lucrare bună. Te rugăm și pentru oamenii de acolo. Lucrează la mintea lor, să poată veni la biserică, deschide-le, să poată creadă cuvântul și astfel să-ți împlinești lucrarea. Deci aceasta este o rugăciune, am putea spune, pentru zona a doua. Tot despre așa ceva citim și în Coloseni, capitolul 2, unde Pavel aduce înaintea lui Dumnezeu pe cei pe care nu i-a întâlnit. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să le se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Deci, Pavel, pe lângă zona unde a ajuns el cu lucrarea, așa cum pomenea el adresându-se unora, că voia să ajungă până în Spania, dar privea încă dincolo de granițele până unde ajunsese și se ruga să se îndure Domnul și de cei care sunt în afara acestor prime limite. Adică rugăciunile erau ca și o mișcare care pornea din epicentrul unui cutremur și pe măsură ce ajunge spre periferie scade în intensitate. Până unde poate, vibrează totul, se extinde. Să ne dea și nouă Domnul harul acesta, ca în jurul nostru să mișcăm ceva prin rugăciunile noastre. Este o chemare specială pentru credincioși. O lucrare care se face în legătură directă cu cerul, de care Dumnezeu are cunoștință în prim plan. De asemenea, tot răspunzând întrebării de ce trebuie să ne rugăm, pentru a fi biruitori în luptele spirituale. Deci noi ne rugăm nu doar să-i cerem lui Dumnezeu aprobare, ci ne rugăm fiindcă în acest univers sunt niște forțe și numai în forma aceasta pot fi învinse. Nu putem trage cu arcul în văzduh să ochim la demoni, ci lansăm cuvintele noastre ca niște bombe de o distanță mai scurtă sau cu o rază medie sau lungă de acțiune, aș spune, cu care înfrângem forțele întunericului și facem loc luminii să pătrundă. Cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să fie date la o parte fortărețele și baricadele diavolului.
noi să avem biruință și ceilalți frați și lucrarea în general. Să citim pentru aceasta exact din Efeseni 6, unde avem câteva detalii despre aceste lupte spirituale, așa cum scrie aici de la versetul 12. Și în ele să nu uităm mai întâi lucrarea Evangheliei. Iată ce scrie de la versetul 18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Din zona întâia spune și din zona a doua, cei mai departe, care noi cunoaștem, noi am întâlnit. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt și să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei a cărui sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. De asemenea, tot Pavel ne învață în Coloseni, capitolul 4, de la versetul 3, cum să ne rugăm pentru cei care sunt prinși în lucrul Domnului. A spune atât cei din plan local, cât și cei care merg în misiune în alte părți. Mi-am amintit și vreau să zic înainte de a citi din Coloseni că atunci când evanghelistul Moody, celor în care Dumnezeu a lucrat în mod deosebit în America, dar și în Europa, a mai venit el în Anglia, în a doua jumătate a secolului XIX, s-a dus undeva într-o misiune și două surori l-au întâmpinat și i-au zis: frate, noi avem pe inimă să ne rugăm pentru dumneavoastră și o vom face zilnic câte vreme durează campania de evanghelizare aici. El era mai tânăr și a avut un moment de vorbire mai puțin chiduită și a zis: pentru mine? Rugați-vă pentru oamenii aceștia care au de Evanghelia, nu pentru mine. La care Dumnezeu l-a făcut să înțeleagă și mai târziu și-a dat seama că el avea mai mare nevoie de rugăciune chiar ca oamenii aceia care auzeau Evanghelia. Pentru că în dreptul slujitorilor se dă mai întâi lupta. Citiți în Evanghelie, în Noul Testament și veți vedea că duhurile se luptau și se împotriveau foarte mult Domnului, apostolilor, să nu poată face lucrarea. Vrăjitoarea aceea din Filip n-a avut treabă cu oamenii care mergeau la adunarea lui Pavel mai întâi, ci cu el. El trebuia înfrânt. El era obiectivul țintă al diavolului. Acum să citim din Coloseni 4, de la versetul 3. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri și să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Aceeași cerere o citesc și din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, pentru că vreau să vă încredințez de lucrarea aceasta și de nevoia ei să o faceți. Încolo, frații, rugați-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oameni ghibzuiți și răi, căci nu toți au credință. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Apoi, trebuie să ne rugăm pentru întreaga masă de credincioși, pentru că toți au de dat lupte spirituale prin ispite. Și forțele diavolului nu pot fi biruite altfel decât prin rugăciune. E forma indispensabilă de ruptă spirituală. Așa spunea Domnul Iisus ucenicilor: rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. A spus Domnului Petru: Satan a cerut să vă ceară. Da, tu ești în prim plan. Petru nu s-a rugat suficient și a căzut. Unde a fost Satana în curtea aceea? S-a folosit de slujnică, s-a folosit de un alt rob și iată că l-a înfrânt. Petru a încercat să lămurească cu oamenii de acolo. Dar nu aceasta este lupta. Lupta este în Duh.
Probabil dacă el ar fi fost biruitor în Duh, în mintea acelei slujnice, n-ar fi persistat gândul să-l tot interogheze pe Petru. Și dintr-o dată i-ar fi venit în minte alte activități ce are de făcut, sau poate a fi apucat-o pe ea somnul, cum l-a apucat pe Petru când trebuia să se roage. Dar diavolul a făcut-o foarte operativă și foarte insistentă. Deci pentru biruința în ispitele în care suntem atacați de puterea întunericului, haideți să citim cele scrise în 2 Corinteni, capitolul 1. Aici apostolul Pavel se prezintă în urma unei bătălii, a unor lupte care le-a avut în Efes, a unor necazuri, despre care nu dă detalii suficiente. Iată ce scrie de la versetul 10. Dumnezeu ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Voi ne veți ajuta în rugăciune, zice apostolul. Și atâția au nevoie de rugăciunile noastre. Am citit adineaori din Tesaloniceni și vreau să legăm începutul epistolei de ceea ce scrie la un moment dat în conținutul ei. Iată ce scrie în 1-a epistolă, de exemplu, capitolul 1, versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmate rugăciunile noastre. De ce? Printre altele, întoarceți la 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Pentru ca nimeni din voi să nu se clate în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Versetul 5. Astfel, nădarea mea între mine să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispotitorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Și de îndată ce se gândea la ei, el poate și imagina. Acum sunt la lucru sau sunt în familie și au ispite. Să ne rugăm repede pentru ei ca să fie biruitori în ele. Domnul să sprijinească pe cei care trec în vremea aceasta prin ispite și să ne dea tuturor harul să ne rugăm la vreme potrivită pentru frații noștri. Vreau să trecem acum la partea a doua și să încercăm să răspundem întrebării cum trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Deci, am aflat că așa aprobă Dumnezeu dacă este cerere de rugăciune. Am aflat că sunt lupte spirituale și numai așa poate fi învins diavolul și cohortele lui. Dar cum trebuie făcute rugăciunile ca să obținem har de la Dumnezeu și să ne putem împotrivi cu succes diavolului? E foarte important cum ne rugăm. De aceea ucenicii l-au rugat pe Domnul în Luca 11:1, văzându-l cum se roagă, auzindu-l: învață-ne și pe noi să ne rugăm. Sau zice Ioan în 1-a sa epistolă, capitolul 5, versetul 16, un verset mai dificil poate de înțeles. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care îl duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte? Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Deci, dacă e vorba de ceva care nu este ireversibil, o stare din care omul poate fi salvat, suntem datori să ne rugăm. Dar dacă nu, nu suntem datori. Sau dacă am face o, n-are niciun sens, nu și-ar avea răspuns și rezultat. Haideți să vedem ce conținut ar trebui să aibă rugăciunile noastre. Pentru că uneori există riscul să ne obișnuim cu niște șabloane sau alteori să folosim doar așa niște forme protocolare, niște expresii de biserică, așa cum le-am auzit la alții sau cum ne-am obișnuit noi să le spunem.
Și poate nu cuprindem în cererile noastre exact ceea ce ar trebui să scriem. Deci rugăciunea nu este doar o bolboroseală, spunea Domnul în Matei capitolul 6, pentru că Dumnezeu, când se uită peste rugăciunea noastră, nu e ca un profesor superficial, ca la știu eu ce lucrare, teză sau altă formă de examen, se uită doar câte pagini sunt scrise. Atâtea pagini trebuie notă bună. Sau să se uite cât sunt de caligrafice, de corecte scrise. Îl interesează conținutul. Acesta are valoare. În primul rând, noi trebuie să ne rugăm pentru nașterea din nou și dezvoltarea spirituală a oamenilor. De aceea rugăciunea de mijlocire este mai întâi datoria părinților spirituali și a fraților mai mari. Vă voi arăta din cuvintele Apostolului Pavel folosite de el în rugăciune că primordiale sunt nevoile spirituale. E bine să cerem și celelalte lucruri și le voi aminti imediat, dar mai întâi și mai întâi să ne rugăm pentru omul dinăuntru, aș spune. Hai să citim câteva versete și ne vom clarifica. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, de la versetul 9. Ascultați-mă cu luarea minte. De aceea și noi, deci nu numai el, și alții, din colaboratorii săi, din ziua când am auzit aceste lucruri, ce lucruri? Cele menționate mai sus, că la ei a ajuns Evanghelia, ei au primit-o și sunt credincioși. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Și să cerem, și imaginați-vă două puncte și câteva liniuțe, ce să cerem? Să vă umpleți de cunoștința voiei Lui. Doamne, dezvoltă capacitatea spirituală a fraților noștri. Fă, Doamne, ca toți din familia noastră să te poată pricepe mai bine, să te înțeleagă. Mai departe. În orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Deci iată că prima pe listă în rugăciune trebuie să fie dezvoltarea Duhului minții. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Uneori ne plângem că nu suntem suficient de crescuți spiritual, că dăm dovadă de mediocritate, că suntem sensibili, poate supărăcioși, dar cât de mult ne-a rugat pentru frații noștri, pentru copiii noștri să se dezvolte spiritual. Citesc și din capitolul 4 aceleiași epistole, unde avem scris de la versetul 12 despre un slujitor. Este datoria noastră, repet, și a oricui, pentru cei mai mici ca el în primul rând, pentru cei care sunt în dezvoltare. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și deplin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Deci îi înconjura cu rugăciune, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Erapole. Deci iată cum și în zona întâi, și apoi a spune în zona a doua, rugăciunile lui Epafra se extindeau cuprinzând pe credincioși pentru ca să se dezvolte într-un mod armonios în plan spiritual. Și mă adaug cele scrise la 2 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 11, unde același adevăr este punctat și vreau să ne fie clar. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință.
Iată că Duhul Sfânt în viața unui om rodește mult mai ușor dacă ajută și alții cu rugăciune. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. De aceea, cum știți, avem experiență, dar ar trebui să ne-o lăsăm să se dezvolte, să insistăm mai mult pentru frații și surorile noastre. Rugăciunile de mijlocire ajută foarte mult la creșterea spirituală a bisericii, la pocăința poporului. Am citit recent despre o mamă care avea 3 copii ajunși adolescenți, cel mai mare era un tânăr, matur. Aceștia veneau la biserică, nu veneau, cum știți că se mai întâmplă? Și într-o seară i-a aflat că vor să se ducă împreună cu ceilalți tineri la lucrurile lumii, la distracții. El a cerut să nu meargă, i-a spus, nu, noi mergem. Și a adăugat doar atât. Eu o să stau și în seara aceasta pe genunchi în rugăciune până vă întoarceți înapoi acasă. S-au întors de-abia pe la miezul nopții și trecând pe lângă camera mamei a auzit că se roagă, s-au dus supărat să se culce. Mai spre dimineață, în jurul orei 5, soțul și-a trezit soția și a zis ce se aude. A coborât la parter unde dormea unul dintre copii, era pe genunchi, se ruga și plângea în hohote, își cerea iertare la Dumnezeu. Vă dați seama, părinții s-au pus lângă el, au mulțumit lui Dumnezeu. La un moment dat și-a revenit, aș spune puțin, observând sau poate ascultând glasul părinților și le-a spus, duceți-vă în camera cealaltă. Erau 2 băieți și o fată. Să vedeți pe sora mea că este mai doborâtă, mai întristată. S-au dus la ea, era în aceeași stare, plecată pe genunchi și cu lacrimi. Au stat puțin lângă ea și când s-a mai liniștit, i-a zis, duceți-vă că și fratele meu celălalt este pe genunchi. Fiecare din cei 3 își alesese câte o cămăruță. Și în zor de zi, după ore de rugăciune de mijlocire de seara, Dumnezeu i-a cercetat. N-a fost în zadar rugăciunea de mijlocire a mamei. Deci, în mod special, să ne rugăm pentru nașterea din nou și creșterea spre mântuire a celor din familie și a celor din biserică. Când îi vedeți la botez pe noi membri ai bisericii, fixați-vă bine în minte. Cu sau fără nume și rugați-vă pentru ei. Sunt doar niște bebelași care trebuie să se crească, să se dezvolte. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ne rugăm pentru toate nevoile vieții, pentru toate compartimentele ființei umane. Aici ne putem ruga pentru pâinea cea de toate zilele, pentru sănătate, pentru rezolvarea altor lucruri materiale, altor împliniri pe care ni le dorim. Și aici spectrul este foarte larg, iată ce este scris în 1 Timotei 2 de la versetul 1, pagina 1165. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii, pentru împărați. Cazul nostru acum, îmi spunea recent un frate, când a auzit că președintele Băsescu a fost operat, a zis, vezi că și el are nevoie de rugăciunile noastre. Deci, începând cu dumnealui și până la toți ceilalți oameni, să ne rugăm, pentru că noi beneficiem în urmă, noi tot poporul, credincioșii Domnului și ceilalți rudenile noastre, compatrioții noștri, dacă în țară sunt niște legi bune, dacă este pace. E foarte important să nu pierdem din vedere nici acest domeniu. Apoi, cum știți că sunt atâtea nevoi și probleme de boală? Iată ce citim în Iacov, capitolul 5,
De la versetul 13. Este vreun pentru voi în suferință? Să se roage. Versetul 15. Rugăciunea făcută o credință va mântui pe cel bolnav. Vor putea să-i fie iertate și păcatele la nevoie. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Iată că ar trebui cei care vin cu cereri înaintea bisericii, ca să ne rugăm pentru ei, să vină la slujitori, să discute problemele lor, pentru ca să putem anunța cu încredere ca biserica să se roage. Dacă vă spunem să vă rugați pentru cineva care nu-l știți, se încadrează starea lui la a unuia care poate fi iertat sau nu poate fi iertat. Și ne rugăm așa, circumspecție. Dacă se cunoaște situația, că în prima parte a versetului scrie să ne mărturisim și într-a doua să ne rugăm unii pentru alții. Când știi problema, poți să te rogi cu foc, cu dăruire. Cum nu să știe toată biserica, toate problemele intime ale cuiva. Dar dacă ai încredere în slujitor și îi spune, uite, este o situație pentru care trebuie să ne rugăm. Sau poate spune un frate, eu am discutat cu el. Să-l aducem înaintea Domnului. Atunci să stăruim și Domnul să ia aminte. Mai citesc și din Evrei, capitolul 13. Unde este scris de la versetul 18. Aici am putea spune să ne rugăm pentru frații care trebuie să vină în misiune, să poată ajunge, să fie rezolvate problemele organizatorice ale bisericii. Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. Mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Poate uneori ni se reproșează. De ce nu i-ați mai invitat pe frații cu tare? Rugați-vă, dragii mei, să vină. Adică Dumnezeu să aducă niște împrejurări favorabile. Toate acestea au sens, au valoare. Deci, în conținutul rugăciunilor noastre, ne rugăm mai întâi pentru partea spirituală și apoi pentru cea fizică materială. Așa cum este și în rugăciunea Tatăl nostru. Mai întâi sunt puse cele spirituale, voia lui Dumnezeu, împărăția sa, și apoi problemele cu pâinea și celelalte nevoi. Dar nu sunt uitate acolo nici luptele spirituale, pentru care trebuie să ne rugăm frecvent. Ca și metode de rugăciune. Precizez că și rugăciunea de mijlocire necesită respectarea regulilor generale a rugăciunii, atât la nivel de duh, cât și la nivel de trup. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8 și 9, este scris: vreau, dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu roșine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritar, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și lângă aceste condiții generale, am spus, adaug și ceea ce este scris în Marcu, capitolul 11, versetele 24 și 25. Sunt cuvintele Domnului Iisus, care a zis: de aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Deci, nu putem face noi pe darnicii, pe filantropi și spunem: Doamne, îndură-te de cutare și de cutare, că eu nu sunt pocăit. Da, Doamne, eu fac un bine acum. Te rog să te îndur de el, de ea și de altul. Dumnezeu nu te ascultă, ori pentru cine te-ai rugat, numai dacă ești într-o stare bună, mare puterea rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Dumnezeu ne ascultă, dar să ne rugăm cu credință. Să fim îmbrăcați cu vincios la rugăciune, să-i dăm respect lui Dumnezeu. Să nu fim într-o stare de supărare și să iertăm. Pentru că nu poți, de exemplu, să te rogi pentru fratele Ion Nicolae și pentru sora Maria și Ioana, dar pe fratele Alexandru nu-l ierți. O să zic că Dumnezeu, du-te întâi la Alexandru și după aia vii și ne spui de Nicolae și de Ioan. Deci, regulile generale ale rugăciunii rămân valabile și în cazul mijlocirilor, a rugăciunilor reciproce. Trebuie să ne fie rezolvată problema și cu Dumnezeu și cu alții. Și apoi Dumnezeu ne ascultă. De asemenea, în ce privește mijlocirea, recomand o metodă, și doar asupra ei insist, să ne rugăm cu multă călăuzire, să lăsăm râfna Duhului să acționeze în noi. Noi putem să devenim milostivi și să cerem de toate, dar Duhul știe ce are Dumnezeu în plan, ce este prioritar. De aceea e foarte important, mai cu seamă când mijlocim pentru alții, să ne lăsăm călăuziți în rugăciunea noastră, în cuvintele pe care le spunem. Cred că vi s-a întâmplat să vă rugați sau să auziți pe alții și poate în urmă și discutat cu ei sau v-ați gândit singuri. Ce cuvinte am rostit? Cum mi-au mers frazele în rugăciune? Că Duhul dă călăuzire să știi pentru cine să te rogi. Sunt atâtea mărturii când unui frate a venit dintr-o dată să se roage pentru cineva care știa că e undeva departe. Exact în clipa aceea, în ora aceea. Și apoi când s-au întâlnit, li s-a spus că atunci a fost într-un pericol. Deci e o bună o listă de rugăciune, să ne rugăm și pentru o lucrare și pentru alta. Dar e foarte important să ne lăsăm călăuziți, să știm ce să cerem. Să știm când să ne rugăm. Cred că expresia rugați-vă neîncetat înseamnă și rugați-vă oricând vă dă Duhul îndemn. Duceți-vă la rugăciune. Poate să vă duci în timpul slujbei. Câte un frate are un îndemn la un moment dat, acum trebuie să ne rugăm pentru o lucrare, pentru altă. La fel se poate întâmpla acasă sau în orice altă împrejurare în timpul zilei. Să citim câteva referințe biblice. Faptele Apostolilor, capitolul 9. Citim de la versetul 10, unde ne este prezentat Anania, un ucenic din Damasc. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul din Saul, un om din Tars, căci iată că el se roagă. Și respectivul, deci Saul, ulteriorul Pavel, a avut o vedenie. Anania intră într-un dialog cu Domnul, că nu putea accepta ușor îndemnul acesta al Duhului. Îi se părea în neconcordanță cu ceea ce avea el în minte. Și Domnul a insistat. Versetul 15. Du-te, căci este un vas pe care l-am ales. Versetul 17. Anania a plecat. Deci, mai întâi a fost o călăuzire în rugăciune și apoi a fost o călăuzire în lucrare. Tot în Faptele Apostolilor, citim în capitolul 14, de la versetul 9. Aici Pavel era în timpul slujirii, predica. Pe când ședea jos și asculta pe Pavel, când vorbea, acel om neputincios, o loc din naștere, Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut care credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare. Iată că a întrerupt predica, aș spune, pentru că atunci credința în loc a atins o culme de pe care s-a putut declanșa minunea. Și tot în Faptele Apostolilor, citim în capitolul 28, despre același Pavel,
care a avut un îndemn clar, soldat cu câteva minuni și vindecări, iar el a stat la îndemâna Domnului. 28 cu 8. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de ordinare. Pavel s-a dus la el. S-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Nu neapărat vom putea să facem minunea aceasta. Sunt oameni special chemați la această lucrare. Dar e foarte important dacă ai un îndemn să te duci într-un anumit ceas din zi sau de seară la o soră bolnavă, la o familie, să-i provoci la rugăciune chiar atunci sau să te rogi tu pentru ei dacă nu te poți duce acolo și să ceri de la Dumnezeu potrivit cu îndemnul care îl primești la nivelul Duhului. Căci exact despre aceasta scrie în Romani capitolul 8, despre intervențiile speciale ale Duhului. Romani 8 cu 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Mi-am amintit despre un frate care a fost informat că fratele Dionisie Giuchic, acel autor a mai multor poezii, ori plecat din zona Timișoara în Statele Unite, era bolnav și fiindcă au fost prieteni, se ruga zile în șire pentru el. La un moment dat, rugăciunile lui s-au schimbat, parcă într-un mod involuntar, și nu s-a mai rugat pentru el și vindecarea lui, nici pentru suflet să-l desăvârșească Domnul, nici pentru trup să-i aline durerile sau să-l vindece. Și a început să roage, Doamne, fie-ți milă de nevasta lui, îndură-te de el, de copiii lui, care are familie mai mare. Și după rugăciune și-a zis, Doamne, dar eu rugăciunea aceasta nu l-am pomenit pe el, direct. La câteva ore a fost sunat că respectivul frate a trecut din viață. Și n-ar fi fost sens ca Duhul Sfânt să-l călăuzească, să-i roage mai departe pentru eu să-l vindice, Doamne, dacă nu-l mai durea nimic, căci își încetase viața. Deci, lucrarea Duhului e foarte specială. De aceea să ținem cont de aceste îndemnuri, ca să ne putem ruga în mod înțelept, să fie valoare, să fie un timp eficient în rugăciunile noastre. Vă dau și două exemple în încheiere. Din Vechiul Testament, cel al lui Samuel, iar din Noul Testament, al lui Pavel. Deschideți cu mine la 1 Samuel, capitolul 7. Acest profet, judecător și slujitor al cortului, a fost cunoscut pentru rugăciunile sale de mijlocire. În Vechiul Testament, poate el și Moise au fost titanii mijlocirilor. 1 Samuel 7, versetul 5. Samuel a zis, strângeți pe tot Israel la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. A fost dorința lui să se roage pentru ceilalți. Așa și-a început slujba. Și așa și-a terminat-o, aș spune. Chiar când n-a mai fost în funcție executivă, a rămas același să se roage pentru ei. Citim și versetele 8 și 9. Poporul a zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Deci după cum în Vechiul Testament, când unul se ruga și ceilalți erau pe front și aveau biruință, așa este acum. Când tu te rogi acasă și copiii tăi se duci în altă parte, frații sau alții, acolo nu mai au biruință. Sabia vrăjmașilor se toarce unuia împotriva altuia și poporul Domnului are biruință. De ce? Fiindcă nu este doar un Iosua cu suliță, spadă sau altă armă de război, ci este un Moise care se roagă, care mijlocește, un Samuel care se roagă și alții pe front. Scrie în finalul versetului 9, a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Tot din 1 Samuel citim despre el în capitolul 12, versetul 23, unde el a zis, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Deci după cum este păcat să nu ajuți pe fratele tău care este într-o nevoie. Îl vezi pe marginea drumului că e cu mașina în pană și treci pe lângă el. Socotim că e o greșeală, nu?
Dar dacă în plan spiritual el este în șanț și are pană la o roată și nu te rogi, nu-i tot greșeală? Ba da. E o datorie. Rugați-vă unii pentru alții. Samuel s-a rugat și pentru Saul, s-a rugat apoi și pentru David. Cred că toată viața s-a rugat. Multe rugăciuni a lui Samuel au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi când vom ajunge în Împărăția Sfântă să vedem dosarele de rugăciuni a lui Samuel, ne-ar fi rușine poate pe lângă foicelele noastre de-abia câte s-au înălțat la tronul Harului. Iată și exemplul lui Pavel. Citesc din Romani, capitolul 1, versetul 9. Dumnezeu care slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Mare afirmație! Ce slujire! Noi poate suntem obișnuiți în prim plan cu predicile lui Pavel, cu minunile lui. Vreau să-i vedem și cealaltă față a rugăciunilor lui. Cum să nu fie martor Dumnezeu că se roagă pentru că lui Dumnezeu se roga? Iată ce scrie și în Filipeni 1, versetele 4 și 5. Despre viața de rugăciune acestui apostol. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie. Deci nu este o slujbă care trebuie să fie o povară. Frate, biserică mare, până mi pomenesc eu pe toți, nu mai întermin treaba. Trebuie să o facem cu bucurie. Este o slujbă frumoasă. Dar parcă e mai spiritoare uneori să vorbești cu unul și altul, nu? Despre un frate sau o soră, decât să-i spunem lui Dumnezeu despre ei rugându-ne. Și pentru că trebuie să ne rugăm în mod concret, în mod special pentru ceea ce cunoaștem, citești și din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 3, unde Pavel îi scria copilului său prea iubit în credință, în Domnul: mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Aveți însemnii? Faceți din ele momente de rugăciune. Oameni din lume, când nu pot să doarmă, noaptea se uită la televizor. Noi ne uităm prin credință către stele și ne îndreptăm spre tronul lui Dumnezeu, că e atâta nevoie să ne rugăm pentru toți credincioșii Domnului. Așadar, dragii mei, dacă Domnul și apostolii și sfinții din Scripturi și desigur și alții pe care noi să ne întâlnim doar în Împărăția Sfântă au practicat cu succes rugăciunea de mijlocire și când n-au făcut-o au fost vinovați, ba au căzut în ispită, ba n-au avut biruință, să o practicăm și noi. Și închei cu concluzia că trebuie să ne întoarcem la rugăciunea Tatăl nostru. E suprema rugăciune de mijlocire. Rugăciunea Tatăl nostru poate fi făcută în odăiță de unul singur. Și toate cerurile de rugăciune Tatăl nostru sunt la plural. Nu te poți ruga rugăciunea Tatăl nostru, spui: Doamne, iartă-mă, Doamne, dă-mi pâine. Nu. Acolo tot ceea ce cere mijlocire, te rogi și pentru tine, dar și pentru alții. Pâinea noastră nu ne duce pe noi, iartă-ne pe noi. Pe care noi? Pe aceștia care trebuie să-i pomenim în rugăciunile noastre. Ai aflat că a păcătuit un frate? Roagă-te, Doamne, iartă-l pe fratele Ion. Am auzit că a păcătuit. Te rog să-l ierți. Cum te rogi pentru tine, trebuie să te rogi pentru celălalt. Asta e rugăciunea Tatăl nostru. Detailată, dacă vreți. Pentru că altfel ar fi prea simplu să spunem: Doamne, iartă-i pe toți. Așa făcea Pavel? Nu, a spus: vă pomenesc pe nume. De exemplu, dacă ai fi cu aprovizionarea la o firmă mare cu mai multe magazine, ai avea o listă lungă, nu? Uite, vreau atâtea bucăți cu tare piese, alte produse. Așa e rugăciunea. O factură lungă în care comandăm și Dumnezeu să aprobe tot ceea ce există pe stoc și avem temei legal ca
ca să dobândim. Doamne, dă-ne harul să ne rugăm unii pentru alții. Lasă Duhul să ne călăuzească și ajută-ne să o facem cu succes, că este o lucrare frumoasă care întărește relațiile frățești, care aduce multă biruință în biserică. Domnul să fie slăvit. Amin.